la Starea Nației de vacanță, eu sunt Ștefania Cârcu, gazda dumneavoastră. Felicitări, România! Aplauze, urale, yay! De Jocurile Olimpice, zic. Suntem însăși întruchiparea spiritului olimpic. Nu trebuie neapărat să câștigi, important e să participi. Locul 46 din 50 de țări care au luat medalii. Rușinea mapa mondului, ce să mai comentăm. 30 de ani de zero investiții în baze sportive, în antrenori, în orice. O tot băgăm pe aia cu... Noi suntem talentați. Sigur că da. Talentații lui mama, uite cum facem noi duble cu mingea de rugby pe nas. Păi rupem bârna cu karata. Da, asta spunem noi pe gură. În timp ce alții investesc în sport, fac strategii. Ca să vă faceți o idee, Ungaria e pe locul 15 cu 6 medalii de aur. Nu ca noi, cu o singură medalie. Kosovo și Bahamas au câte 2 medalii de aur. Dar n-au niciun talent, desigur, vă dați seama. Zero barat. Mihăiță Vasile Țigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ștefan Constantin Berariu și Cosmin Pascari au obținut argintul la 4 rame fără cârmaci masculin. Mi-a plăcut asta, la 4 rame fără cârmaci. Păi cred că a zis Câțu, când făcea bugete, când făcea rectificări, ajustări, ce făcea el pe acolo, pe la birou? Ce cârmaci, frate? Fără cârmaci, adio cârmaci. Mai reducem din posturi, dă-le dracu, mai economisim un ban. Ce face cârmaciul ăla? A? Trage încolo și încoace de cârmă? Păi să tragă unul dintre băieți, oricum sunt 4. Ia, dita mai oamenii. Dar stați să vedeți unde voiam eu de fapt să ajung cu discuția. Aici. Guvernul maghiar investește nu doar în sportul din comunitățile maghiare ale României, ci și în administrație și digitalizare. Programul de bunăstare digitală, așa cum se numește proiectul implementat de Guvernul Ungariei în 2015, s-a extins, începând de săptămâna aceasta și în județele Mureș, Harghita și Covasna. Mamă, mămicuța mea, ce scandal a fost și ce scandal încă mai e! Cum să vină ungurii să investească în țara noastră? Să investească la ei acolo cu neamul lor, cu tot. Că mă și enervez. Aoleo, au ieșit toți dacii din noi, ca să zic așa. Da, Ungaria este pe locul 15, Bulgaria pe locul 30, iar România noastră, mândră, cocoțată pe locul 46. Cam asta a fost și cu sportul, cu talentul nostru. Și mai avem un talent, planurile. Vă mai amintiți asta? Deci ne dorim ca în 2032 România să devină, să revină în top 10 mondial la Jocurile Olimpice și Paralimpice. Întâlnire. Iohannis cu ministrul sportului, cu domnul Florin, toți acum câteva luni. Măi băieți, ce naiba facem cu sporturile astea? Nu le mai ținem? Și a venit domnul Iohannis cu o idee. Păi dacă nu dânsul, atunci cine, da? Deci, domnul președinte către guvern. Gata. Mi-a venit proștilor, știți ce? Deci ne trebuie în felul următor. Să găsim pe cineva care să știe pe cineva, să facă un comitet, o comisie și ea să elaboreze un plan. Gata! Îi spargem pe fraieri! În 2032. În 2032? Sunt mari. Mari semne de întrebare că planeta ne va mai suporta până atunci. Eu zic să punem problema altfel. Ia, ce mai avem? Ce mai avem noi de stricat pe aici prin țara asta? Ce mai avem de paradit până să ne oprim așa într-o zi, să punem mânuțele frumos în șold și să ne uităm mulțumiți în jur și să spunem... Fată, cam asta a fost. Am învins. Nu prea mai e nimic de bulit în România. Hai mă, termină cu prostiile.